prin univers. Alunec prin univers. Alunec prin univers. Sunete să vă livrez fără stres, că n-are sens. Dacă nu te-ai luat, te iau dimersul. Acolo o să fie intrarea, lângă intrare imediat o să fie barul, lângă bar este pornirea pentru concursuri. Lego, dumă două că sunt combinator. Vin de patru zări că sunt în dobi sărat. Asta căutăm noi de ceva timp, să putem să construim într-o hală așa ceva. Adică pe parcurs, cu timpul, am învățat cum se ține o mașină, am învățat fiecare în parte. Am învățat unii de la alții, asta e, da, asta e cel mai important. Da, ne-am ajutat unul pe celălalt, am fost o echipă. Dacă trăiești în România, trebuie să învăț DIY, cum să faci pentru tine orice. Dacă aștept să facă cineva pentru tine ceva, n-ai nicio șansă să evoluezi. La început ne gândisem că o să facem cam în 2 săptămâni, poate 3 cel mult, și am ajuns să dureze cam o lună. Ultimele 5 săptămâni, doar o singură zi n-am fost aici la treabă. El doctor, MC-lor le dau foc ca un om fumător fără brichetă în cască. Vrea cineva să mă oprească să poarte cască. Ia, venim, fiți cu ochii în 4-5, tenim, cobor din 4x4. Ideea concursului e o linie perfectă. Deși avem foarte mulți copii care participă, sperăm să crească nivelul. Fiecare an trebuie să crească, să evolueze. Și anul trecut am avut 80 de înscriși, anul acesta am crescut la 120. Fiecare an vom crește așa, probabil o să devenim și noi o scenă internațională. Copiii sunt din ce în ce mai tari. Sub din piele, n-am fente de club, dacă ai odată cu tine mor și ele. Cedric, n-am niciun scrupul, deci vă bat pe toți, spun tehnici de kung fu până-mi pierd suflu. Eu sincer nu mai cunosc nicio fată care să dea pe BMX din București, nici în România n-am văzut, sinceră să fiu, niciodată, deci chiar este foarte ok și pentru fete și aș vrea să văd mai multe fete făcând asta. Mi s-a întâmplat să stau o săptămână întreagă la un trick, să-l încerc de fiecare dată și să nu-mi iasă și să cad în 1000 de feluri. Iar dacă n-ai avea pasiune, chestia asta te-ar opri. Dintr-un trip dacă insisti, dintr-un tip liniștit, te vin subit, genuce aprinde vrajba. Genuce nu se teme să-l chemeri. În fiecare zi mă reamintesc. Cum mă pun pe bicicletă, deja simt de ce m-am apucat de BMX. Mergeam în fiecare zi la 10 dimineața în parc și plecam la 9-10 seara. Era ca un job. Dacă nu ar fi stilul acesta de viață, cred că aș sta pe calculator ca un prost toată ziua. Dar să-i dau gata în orice clipă! Nu fi nebun! Eu vreau să câștig, acum vom vedea. O să fie prima dată când o să fie 24 de ore, prima dată când suntem indoor și prima dată când construim un skatepark special pentru evenimentul ăsta. Cred că e prima dată când o să fim gata înainte de deadline. Alunec prin univers, sunete să vă livrez fără stres, că n-are sens. Dacă nu te-ai luat, te iau dimers. Urtați fără portativ un eter, avem nevoie de noi și de aer. Aceleași sindrom, aceleași sindrom, suntem unul la unul, nu unul la un milion. Oamenii se cal și după ozon, unul la unul, nu unul la un milion. Banii ca se rupe mine ca un beton, unul la unul, nu unul la un milion. Încrederea în tine te face campion. Suntem unul, nu unul la un milion. Unul la unul, nu unul la un milion. Suntem unul, nu unul la un milion. Rolul meu la Street Heroes este să organizez cât mai bine competiția de breakdance. O să fie o competiție de 2 vs 2, un sistem piramidal. Am dansat în scări de bloc, în spatele școlii, în școală. Prefer să dansez pe o stradă și să fiu o parte din decorul ei, decât să dansez pe scenă și să fiu doar un produs. We want to say more.
începusem cu 2-3 luni înaintea lui, pe iarbă, cu un prieten, văzusem trupa Flying Steps la pe Viva. Și am zis că hai să facem și noi asta. Și puneam pungi de Chio Chips pe iarbă ca să putem alineca pe mână sau chestiile astea. Nu e un eveniment de muzică, nu e un eveniment nici de sport. E o nouă generație care vine acum. Au crescut tot în cartier, dar fiind conectați cu internetul, cu Facebook-ul. Ei nu se raportează doar la ce se întâmplă pe plan local, se raportează la ce se întâmplă pe plan internațional. I'm from Denmark and I got here by bus, so I took a bus from Aalborg to Bucharest, like direct line, so it's like 40 hours of bus riding. Well, I'm really hoping for a good result tonight. Muzica e în centru pentru toți puștii ăștia, fiindcă vin aici atrași în primul rând de muzică, pe care sunt toate reflectoarele, și după aia ajung să ia la cunoștință care-i treaba cu skateboarding-ul, cu rolele, cu biking-ul, și după aia poate ajung să se implice și în chestia asta. Sau fug așa. Dacă pleacă cu sportul și cu muzica de mici, clar o să ajungă mult mai departe decât am ajuns noi.